înțepat ca nebunul, am rupt bățul. Deci e super beton. Mai bine de atât nu se putea. Sunt de un noroc picior astăzi. Marfă de treabă. Bună ziua, dragi pescari și pescărițe! Astăzi vă arăt cum o să-mi repar lanseta. Ați văzut în videoclipul, ultimul videoclip, am rupt lanseta. Port vârful, cum se zice, parcă nu. S-a rupt de pe al doilea tronson. Am încercat să-l tai, să-l bag unul în altul, nu am nicio șansă. Dar am recuperat bucata care... Deci, asta e bucata care venea la minune. Am tăiat-o, am căutat de la alte lansete mai ieftineală, nu că ar fi asta foarte scumpă, dar îmi place inelele de la ea, îmi plac inelele. Îmi plac mult inelele, astea sunt inele clasice, celelalte erau și sunt inele anti-tangle, caringe, inele ca, îmi plac mai mult. Nu că ar fi un blanc foarte bun, că ați văzut, a pocnit chiar dacă nu am tras niciun mare crăpălău afară. Am tot tăiat bucățele, ăsta am hotărât să-l bag aici pentru că nu vreau să mă duc până acolo cu aia și să-i fac o dublă întărire, dacă tot am putut să recuperez. Nu știu care, cum o să vin aici, ăsta cred că vine, nu? E bun, dacă îl mai bag și pe ăsta în ăsta, dar nu intră, ba intră. Așa, și apoi ăsta în asta. O să fie o mare putăreală, scuzați expresia. Am să am, uite, o grămadă de bucățele. Nu? Văd eu. Ăsta vine în ăsta. Mai trebuie tăiat. O să vedem. Nu, renunțăm la ideea cu ăsta, băgăm doar pe ăsta. Îl matisăm. Îl matisăm, îl băgăm, apoi îl băgăm pe ăsta. Așa. Apoi ăsta și capacul peste. Cam asta facem. Ia să vedem. Îi dăm, dacă se poate, un matisaj subțire. Sau dacă lipești direct. Nici nu cred că trebuie matisaj. Eu folosesc super glue și cu minunea de 2 plus, adică 1 plus 1 e mult mai bună rășina asta. Bun. Tot m-am hotărât cum fac. Da, întâi să vedem dacă intră cu rășina. Cred că asta fac. Am pus rășină, e rășină din două componente, o amestecăm bine. Teoretic se usucă în 5 minute, teoretic. Practic, niciodată nu știi dacă ai amestecat compozițiile perfect egale și nu știi în cât timp se usucă. Ăsta va fi cel de interior. Ca să fac o priză mai bună, îl dau un pic pe șmilger, nu o mare brânză. Așa știu că e bine. Face o priză mult mai bună. Să iau o bucățică tot de hârtie. Sunt în bucătărie, cum știți, îmi place bucătăria, dar nu să repar scule. Cred că asta va veni așa. Cât vrea ea să intre. Am lăsat-o mai lungă să-i ofere mai multă rezistență. Nici nu cred că trebuie matisat, pentru că soluția e destul de grosuță. Așa.
Matisăm doar exterior. Da, merge mai mult. Atât, aici ne oprim. Acum dăm și minunea asta ca să băgăm mufa, care de fapt ea venea invers, dar o folosim aici pentru că n-am vrut să rup mai sus, am vrut să păstrez cât mai mult. Am pierdut doar un spațiu de două inele, un spațiu dintre două inele am pierdut, atât. Super bine, o fixăm și pe asta aici. Vedem ce facem cu surplusul. Și o învârtim să formeze ceva acolo rotund. Nici nu știu dacă vedeți ce fac, că nu îmi dau seama cum e cu camera asta. Da, rășina aia o lăsăm acolo, o să o învârtim așa. Nu vreau să pierd timpul totuși să se usuce restul. Asta va veni în celălalt. Tot așa o să-l dau un pic cu șmirgher. Așa. Ștergem de praful de la șmilchel și de la minune. Băgăm pe el cât cuprinde. Și îl introducem în celălalt inel, tronsol. Până unde intră. Atât a intrat. Ce bine să ai scule care nu le-ai aruncat. Din ele îți mai recuperezi câte ceva. Sper să nu pocnească. Cam atât deocamdată. Ia să mai ne ocupăm de minunea asta. Cred că e cam multă soluție și a făcut un o minune aici. Băgăm pe ea. Da. O învârtim așa. Acum. Punem și aici o grămadă de soluție. Asta va intra în celălalt. Mă sper să și nimeresc. Am început să mă murdăresc. Un pic să-i scot vârful, că nu mă ajută cu nimic. Sper ca asta să fie uscat un pic înăuntru, că dacă îl lovesc, să nu se miște. Ar trebui să mai bag aici soluție. În minunea asta. Da, mai vedem. Acum introduc minunile. Ai problema dacă nu nimerești cealaltă minune. Am trecut. Acum mi-ar trebui mult, 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 multă minune să încarc aici. Deja începe să usuce.
Am introdus, acum trebuie să reglez inel pe inel. Iau stâng. Super beton. În locul rămas o să-i fac o matisare. Plin de soluție pe degete. Aici o să-i fac o matisare. Întindem bine asta. Și mai fac o dată soluție ca să-i fac matisare. Așteptăm să se usuce. Așteptăm să se usuce și fac o matisare. Să mă mai uit odată dacă inelele sunt, dar na. Ca din fabrică nu o să-l mai scoată nimeni. E ok. Da, și acum am un tronson chiar de curiozitate, o să-l și măsor. În loc să fie din 3 tronsoane, ăsta va fi port vârful. Da. La 1,50 m. Ha! 1,50 m, dacă îi pun și șfichiul și trebuie să-i pui vârful avertizor, se transformă în 2 metri. Nu. Ba da, în 2 metri. Am să am un port vârf, cu tot cu vârf, la o lungime de 2 metri. Am luat un fir textil, am tăiat aproximativ 1,5 m, cred că mi-ajunge. Aproape s-a uscat. Așa. Facem o buclă. Și începem să matisăm. Cam de unde vrem noi. Mi-am pierdut răbdarea, îndemânarea. Am ajuns unde trebuia. Ne băgăm în buclă. Și tragem celălalt fir. Dacă mai putem. Ți-ai găsit. S-a uscat super glue. Au, sparg și inelul. Deci nu mai facem cum se face, facem cum se poate. Le pârlesc. Le dau foc. Le tai, le dau foc. Da, n-am ce face. S-a uscat lipiciul și n-am mai putut trage firul. Nu trebuia să pun lipici, dar am zis că fac o afacere. La celălalt care l-am reparat n-am făcut afaceri. Am făcut treaba cum trebuie. Și de-aia ești. E bine. Nici nu le mai ard. Am vrut să le ard. Nu. Nu le ard pentru că le îmbrac în rășină. Dar ce mai fac? Le dau cu markerul negru. Am un marker negru ca să nu se vadă verde și urât, că nu mi-am dat silința. Bățul ăsta, acum sincer, nu mai am drăgan la el. Gata, închidem prăvălia, sper să nu mai avem nevoie de ea, dar nu se știe niciodată. Cumva trebuie amestecat bine, că na, vreți să facă reacție rapidă, bine amestecat. Punem soluție pe, dar cred că am să vin direct cu hârtia. Invercal.
Nu știu cât de frumos arată, dar chiar nu mă interesează. Ideea e să fie rezistent. Nici nu mai pun. Cred că ajunge aici unde e firul. Mai insist pentru că nu l-am mai pârlit. Punem peste fir un pic mai mult aici. Da. Asta, și acum o învârt așa până iau un pic de formă. Și vedem la urmă. Am colorat, nici n-am avut răbdare să colorez ca lumea. Nu mai contează. Ăsta va fi un băț pentru pescuit în România. Pe bălți sălbatice unde poate să mi-l rupă. Cu chestia asta cred că i-am crescut și puterea de aruncare de la 100, cred că la 120 de grame, devenind mult mai rigid în partea asta. Cam ăsta a fost videoclipul, mă bucur dacă v-ați uitat. Un like, o abonare, un share și ce mai doriți dumneavoastră. N-arată excelent, dar pentru bălți sălbatice unde nu știi în ce agățături, da, eu zic că e ok. Da, m-am grăbit să lipez minunea asta aici și... Dar, ideea e că l-am reparat, am recuperat ceva din ea. Încă o dată vă mulțumesc, o zi bună, fire întinse, mergeți la pescuit. Ciao, ciao!